Salut! Noi suntem Cocolix, sau în spaniol El Cocolixo. El Cocolix. Ce vă jucați? Grani bunii mei! Cu siguranță bunito Felix. Varianta? Da. Elsa! Dorian a zis, mă, atât de frumoasă mă fac, pup, în de Crăciun îmi găsesc un soț cu bani care zică, pu, cât de frumoasă ești. Mai țin minte pe aia. Ce frumos e la groani, Elsa, acasă. O să mai zic, mai țin minte pe aia din Titanic. Pua, o să arată ca șuma pădurii. Vai, deci și-a decorat joci tu sau joacă gamerul? Joacă gamerul, Felix, eu să aici să admir. Bunii, am o zic, ești așa faină, cum nu s-a mai văzut. Ia să te vedem cum arăți. Fugi, chiar dacă este Elsa, cred că este Bunii. Eu sunt Elsa din Frozen și sunt... O, ai mă, are puțin de clepsidră. Da, dar știi din ce cauza are clepsidră? Din cauza hainei, cumva? Este o iluzie optică sau Granny chiar are clepsidră? Uite, știi ce fain e, mamă, ce șold are Granny. O, Granny. Vai, deci vreau să o văd bine. Ia, să vedem cum coboară pe scări ca o regină. Ia. Unde s-a dus la casa așa faină? A, acolo ești. Cristina, m-a văzut. Te-a văzut că are ochi de Elsa. Oh, și are și păr lung oare? Elsa, ai păr lung? Ce faci, vă jucați de-a față scunselea? Nu e așa, este ața. Ai păcălit-o! Asta e o mișcare nouă, Felix. Ai păcălit-o. A, vrei să vezi aici cum urcă scările? Vrei să vezi cum urcă scările? Am cituri, am uitat. Da? Kill Granny. Ok, dă-i Kill Granny că vreau să vă cum arăt. Are păr lung, i-am văzut coada acolo. Kill Granny, te-am omorât puțin. Hai să mergem la ea, repede, repede. Granny, granuză-ți fața! Bunii! Nu pot să cred că în sfârșit Granny are păr lung. De la spate. Ca o domniță. E nouă chiar. Ai dărmașa asta. De la spate, fii atent. Subțirică. Așa. Ce papuci faine are. Puțin cam crăcănată. Nu are ce să faci, nimeni nu-i perfect. Fain păr, să-ți văd mutra. Nu vreau să mă arate fața. Să crezi tu că-ți arăt fața, că tu știi. Mă arăt partea bună. Mai bine mă evapor decât să arăt fața. Dar acum lăsăm la partea de jucările. Care e aia ca să... ca să o paralizez? Nu pot, da? Nu știu, dar poți să o faci mai mică sau mai mare dacă vrei. Lasă că e fain așa cum e. E faină, e cute. Granny size, clone. Granny paralel. Granny paralel, aite, next. Granny Modo, Spider-Man Love, nu există. Upside down. Da, am vrut să văd. Upside down. Te duci cu picioarele în sus? Ar fi fain să văd. Serios, adică cum? Unde era upside down? Era ultima chestie. Uite, upside down. Ia să vedem. Aios, nu trebuie, du-te încolo. Dar ce ziceți? Ne jucăm o dată așa. Fine. Granny invers. Ce ziceți? Granny invers. Granny invers. Ah, uite. Încercăm o dată așa. Dacă cocolic și bai acolo like-uri până nu s-a mai văzut, băgăm. Like-uri, multe, multe like-uri și comentarii. Am găsit în viața asta, oh, nivel asta un motiv să trăiesc, să văd pe Granny. Elsa. Stai bă, și... Aoleu, asta e capcană de la Elsa. Granny, când ți-ai băgat aia acolo? Dar chiar când? Când am văzut-o să fie. Și tu pică din tavan. Granny, stai puțin, ce tot faci acolo? Nu, astăzi nu este Granny, este Elsa. Elsa. Ce zice că e faină? Bă, da, să știi că este o îmbunătățire 100%. Are păr lung, dar auzi, dar oare să spăla pe dinți? Cristina, pe dinți nu te speli, te machiezi. Trebuie să o văd, trebuie să o închizi în pivnița acolo, în saună, ca să văd dacă se spăla pe dinți. Cristina, mă bate. Deci Cristina. Ar fi un record. Nu se spală pe dinți. Ce fain e steluța. Ce fain e, dar nu e steluța. Na, ce-i cu curtea asta, ornat așa puțin? Da, asta deja știm cum și-a ornat ea pentru putin. Noi am fost astăzi să ne cumpăr benzina. Aici are patinoar pentru că ea este Elsa, da. Știi? Și-a înghețat totul. Noi am fost astăzi să ne cumpărăm beculețe pentru Brad și le-am găsit unele care au plăcut Cristinei. Mi s-a pus pata. Cocos Cristinei foarte mult, dar vânzătoarea aceea nu o știu din care cutie sunt ca să ne dea un model. Era 100 de cutii și niciuna dintre cutie nu era... Și Marta, e asta. Știți ce instalație? Așa cu niște beculețe mai mari, cam așa. Da. Albe erau, dar când le dădeai drumul aveau niște culori așa, ca de unicorn. Ca de unicorn. Un roz așa finuț, cu un galben finuț, cu un verde finuț. Da, să văd și dacă era prețul finuț, că nu l-am găsit nici prețul finuț. Da, nu le-am putut găsi. Nu uita, lucrurile finuțe au prețuri finuțe. Finuțe. Hai, cum ne place aici. Da, hai să vină. Să vină Elsa. Elsa? Bunii, nu, bunii, nu, 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 n
asta cu băta. Buni, buni, nu da, buni, nu da. Ești faină, ești faină. Ai clepsire și șold. Lasă să ducă până după mașină și urcă-te sus. Să te prindă de picior. Că vine. Vine Elsa după tine. Pe și n-ai făcut o lată că ți-ai dat o boată în cap. Buni? Buni, mai vii? Elsa. Elsa? Unde ești? Dragă Elsa, regina Elsa. Elsa? Elsa. Stai că îi fac așa, am o idee, am o idee de gamer. Îi faci gomot. Sau ce îi faci? Vrei să o filăresc faci mai și fac o clonă. Și atunci o și văd pe originală. Clonă Elsa? Clonelsa? Clonelsa? Unde e Clonelsa? Deci, cred că dacă ai omorât-o, s-a omorât și clona. Nu. Ești sigur? Da. Unde e clona? Păi aici e o clonă. Nu ți-ai văzut clona? Clona! Stai, mai fac una. Fac două clone. Da, mai fă-i, mai fă-i. Unde e clon? Clon? Se vede mai multe Else. A, nu, eu am făcut-o pe clone mai mare. Uite, Granny clone. Clone. Uite, vezi să nu-ți dea una în cap. Nu, dacă asta ia, e degrabă. Hai să vedem. Wow. Tu nu s-a spălat pe dinți. Wow. Trebuie să se pun una pe gură. Wow. Este de... Granny! Bă, vrei să mor, femeie! Du-te de aici! Închide gura. Ce ură miros. Există oameni așa? Nu știu, dar are gingia asta. Dar ce vrea să ne facă? Când eram în clasa 6-a, aveam o profesoară de matematică, așa tinerică. Dar care... de ce vorbești în joapte să nu te audă profesoara? Parcă așa era și la școală vorbea și... Na, erau niște fete în spate care vorbeau de băieți și eu zis așa, fetelor, nu vă mai chiniți așa cu băieții. Deci fetele erau de clasa 6-a, micuțe, cu 12 ani și zice, nu contează așa de mult fizicul, eu am întâlnit la o petrecere. Unu. Și dădea detalii. Știi că profesoara zicea, era... Așa făcea. Așa, era detalii. Și, da, asta mi-a plăcut așa, de la așa, mă făceam că mă uit așa la el, aveam și o roche așa, puțin așa, tăiat așa și mi se vedea piciorul. Și tot, da, din la tăiat, știi, adică așa, se vedea piciorul. Așa, pe tocuri, așa, și da, și așa, mă făceam, cu ochiuri, așa. Așa se flirtează. Și o veni la mine așa și eu mă cheamă. Și când și-o deschis gura și o mirosi gura și zicea, zicea că eu sunt obișnuit cu fumător, sunt obișnuit cu din asta, dar, deci, ea băga smocul, dar zicea că atâta de murât eu mirosiul la gura, zicea tomberon! Tomberon, când a plecat la petrec și a zis, fetelor, important este să-l alte. După vedeți dacă mai rămas ceva la fizic. Ți-mi minte că a fost... Important este să se spele pe dinți. Ți-mi minte că a fost cea mai faină oră de mate, pentru că s-a discutat numai asta și nu s-a mai făcut mate! Yeeey! Asta chiar e tare! De treabă! Ce? La mine n-ar fi vorbit așa profa mea. A, nu, era foarte rea în general. Era o ființă rea. Nu, la mine profa de mate nu ne zicea niciodată nicio poveste, nimic. Totul era numai mate. Nu, era foarte... o ființă foarte rea. La mate doar. Dar... În rest era ok. Cică. Așa au zis, așa au făcut, așa. Cred că avea 25 de ani. Du-te de aici, că trebuie să ai resim calea. Granny, Elsa, trebuie să recunosc că ești... Ești bine proporționată, dar vreau să mai văd de la spate, când place părul. Dar nu mă arată spatele. Nu vrea să ți-l arate. Nu vrea să-i arate părul lui, ce frumos. Stai, nu vrea să ne dea. Dacă ea se întoarce după mine. Sfaturi, cred că și-a pus mult ulei de cocos în păr de a crescut așa de repede. Eu vreau să vină după mine. Da. S-a prins dragul de mine. Băi, femeie, hai, așa, la spate, așa. Ah, uite, știu că nu-mi lasă să vedem părul. Bloc Granny, cum îi blochez? Vine kill Granny. Aoleu, deci clona nu poate să-ți facă nimic. Da, nu mai adevărat. Uite, știu ce papuci are ea de Christmas. Hai să-mi facă, papuci fain, stai să văd papucii. Vrei să vezi papucii? Păi cum să nu, asta e viața. De Christmas, uite și tu. Aaaa, dar de desubt. Are brăduți roșii. De desubt sunt niște picioroange, mamă. Oare cât poartă la papuc? Mai mult decât o femeie. Mai mult. Stai puțin, că vreau să fac... Cât două femei. Deci, bag un Granny clon, da? Da. Așa, și cum îi dau? Granny blockade. Blockade? Aule! Ți-a tras una peste cap, s-a supărat pe tine. A venit și reala. Era reala, da. A venit și reala, ce e reala? Cum era melodia aia de la Frozen? Let it go! Let it go! Let it grow! S-a pe manta română. Dă-i drumul! Dă-i drumul! Asta e varianta românească. Asta merge și când ești la baie. Nu, la baie altceva. Hai că pot! Sau dacă zici cuiva și dacă zici tu, hai că pot!
Ion, ce comic ești, Felix. Dar nu sunt comic, zic din chestii adevărate. Știi că toți comedianții zic lucruri... Ce cu bidonul ăsta de la capului meu? Asta e vaza, zici că e o varză. Granny! Ah, cred că e ziua a doua aia în care se lasă greu, Elsa. Femeia, vrei să-mi deschizi ușa? Deschizi? Stai să văd aici la coaturi. Ce mai pot să fac eu așa? Ăla cu jump. Care jump? Aici. Nu vreau să sar. Nu vrei să sar? De ce să sar? Poate e interesant. Și dacă îți plăceau când sar jump? Suntem ca un țopăină, ca Roblox. Sar, așa, poate mai dau că sar. Acum eu mă gândesc. Da. Teleport menu. Teleport me to granny. Bathroom. Ai, mă pot teleporta unde vreau? What? În garaj. Ce am găsit în viața asta? Te poți teleporta în groaninii. În teleport groaninii to me. Teleport groaninii to me. Dar de ce ai vrea să o aduci pe groaninii la tine acasă? Puțin, stai puțin. Doamne. Crossbow. Unde-i crossbow? Nu-l văd. Uite aici, crossbow room. Așa. Crossbow. Așa, și unde este așa? Crossbow room. Și acum mă duc aici, să vezi ce-i falul. Groaninii. Dar poți nici cred la ursuleț direct. Mă duc la urși, asta o să vin la mine și nu, dar nu poți să duci direct la ursuleț aici, nu scrie. Începe șocanul. Ce tare să aude cum respiră lufa. Așa. Lufa. Eu dacă iau bateria, da? Da. Și după aceea dau la garaj. Unde e garajul? Da. Și după aceea arunc, stai puțin. Și după aceea arunc asta aici așa. Direct. Ah! Ce tare, nu-i așa? Și acum dacă dau în backyard. Și da. Acum, unde m-am urcat, m-am coțorat. Oh, niciodată nu ne-am fi putut cățăra noi aici. Help! De aici zice help! Help! Înseamnă ajută-mă! Ajutor! Ajută-mă! Ajutor, mamă! Așa. Ia, putem uita după geam? Aici, după perete? E negru! Ce știu unde suntem? Mi-e frică, Felix, mi-e frică! Nu mai pot să mă dau jos. Acum unde să mă... Deci mă duc înapoi la teleport. Bathroom. Nu vreau la baie. Nu vrei la baie. Vreau... Unde ai cu... La păianjă, dacă vrei. Crossbow room. Așa, zic mă duc la să mânce. Da, nu știu, poate vrei să vezi, să-i faci vizită. Așa, e și... super tare faza ta cu teleportarea, da. Nu? Și acum la Slendry. Mă duc acum la Slendry. Nu, aici. Teleport tu... Unde scrie Slendry? Upstairs. Nu? Așa, și s-o mor pe Granny. Îmi treabă. Vai, ce șmecherie. Bun, și acum, dar îmi trebuie șocanul. Ah, teleportează-te la șocan. Îi cumva ca să dau obiecte cu mine? Da. Obiecte? Unde scrie obiect? Scrie ceva, object to me, aici. Ce obiect îmi trebuie mie? Mai apas o dată pe ăsta. Teleport obiectul mie. Așa. Ia să vedem. Obiectul ăsta îmi teleportezi la mine? Păi na, nu cred că poți. Cred că trebuie totuși să le cauți. Bun, unde să ne duc? Hai să ne ducem în... unde am fost? Front room? Și aici. De-astea spawn room? Care e? Care e spawn room? Nu, de unde am apărut noi prima oară? Da? Bun, las că fac... Stai, nu, stai, ce eu să fac sport. Crossbow room, așa. Așa, și de aici am văzut că le pun eu unde vreau acum, acum am... Deci pur și simplu trebuie să căutăm un dulapuri. Mhm. Ok. E foarte faină faza asta cu teleportarea. Mhm. Viața ar fi mai ușoară. Na, în șocanul meu unde... Aaa! Acolo... Slendry, acuș te văd, fată, nu-ți face griji. M-aș teleporta așa, repede. Mhm. Și voi la școală, nu? Mhm, aveți să te îmbraci, că... Posibil să te teleportezi în pijamale. Da, a să-i pun asta. Ia să vedem. Astea Știm. Ce sar uneori, ha? Bun, okay. Tu ești femeia roșie. Bun. Oricum foarte tare. Bun, hai că mă duc la Slendry imediat, stai puțin. Să mă teleport, să duc asta la mașină, nu? Da. Garaje, unde e garaje? Garaje, uitați-vă ce repede se face treaba. Așa, și acum crossbow room. Da. Așa, și să iau șocanul room. Oricum, mie nu mi-ar place chestia asta cu teleportarea în realitate. De ce? Că nu te teleportează pe tine, ci o clonă de a ta. Asta o mașină, dar dacă te teleportezi, poate te teleportează pe tine. Dacă te teleportezi tu? Păi mă gândesc. Cu puterea ta? Păi da, cu abilitățile tale, nu cu ce fac guvernul. Nu cu mașinărie de teleportat. Da. Așa, da. Teleportatorul, de fapt, dacă s-ar inventa, s-ar zice că îți copiază... ADN-ul, toată structura. Îți face un Xerox de tine. Da, și în altă parte te reformează și partea care o ai și tu acum ți-o distruge și apare în altă parte. Deci, practic, te-ar distruge pe tine și îți trimite o copie de-a ta. Dacă, și asta n-ar fi fain. Că era problemă, era problema care o ziceau ei. Zicea că dacă se întâmplă ceva și nu se mai distruge aia de acolo, ce avem două persoane? Da. Știi? Cine încearcă primul? Nu s-o întâmplat chestia asta. Am început ușor fain. Asta e la nivel teoretic doar. Da. Ce fain l-am pus! Slendry, fată, da. Să te văd! Hai, bagă! Sunt și ea, Elsa. Eu,
Elsa și sunt frumoasă. Nu tu ești... cânti melodia de la Veronica. Da, puțin cringy, dar varianta cringy. Veronica. Ce cringy. Mașina, mașina, m-am dus până în garaj. Da, hai să mă duc până în garaj. Teleportează-te în garaj. Uite, garage. Sunt gamer, nu reușit-o singur. E fain să te teleportezi, nu? Da, cel mai fain, viața mea. Vezi că poate vine și pepenie, stai puțin. Trebuie să pun benzină. Ia pepenele și teleportează-te în backyard. Imediat să pun benzină. Am benzina mea. Benzina, s-ar putea să vină groanina. Elsa. Uite și tu un moș Crăciun, ce tu-ți pe geam? Uitam pe geam că e Tim, e Lufthansa acolo. Da, știu, Luffy zice să-mi dai să mânc. Luffy numai la mâncare se gândește. Dar Luffy este o pisică foarte neegoistă. Da, numai mâncarea e importantă. E o pisică, e o pisică foarte neegoistă. Adică dacă el are mâncare, e ok, dar dacă nu are mâncare, se frustrează foarte tare. Dar noi îi dăm tot timpul, doar că el vrea mai mult. No, Luffy este un mâncăcios. Este nesătul. Este pofticios, așa. Da. Oricât i-ai da, el o să mănânce oricât. O, bujie! Acum teleportează-te în garaj. Câte bujia? Teleportează? A, nici măcar nu mai vezi de bujie? Uh-huh. Te-ai teleportat în garaj. Aole, unde bujia? Pune-o la loc. Uite acolo, în colț. Ce fain e că ne teleportăm, nu? Oh, groanică! Vine, teleportează-te! Stai. Teleportează-te! Era să dau un garaj! Nu, stai! Kill Granny! Mă duc înapoi! Oh, garaj, știi de ce mă duc înapoi? Că ia să pun bujia, Granny! Granny, unde te-ai dus? A dispărut! Uite, Granny! Aole, ce poziție mă incomodă, mai prins! Uite ce păr frumos! Lasă-o să facă Nani pe raft! Fă Nani! Sper să te neci în vis! Face Nani în rafturi cu murături! Așa. E bun! Stai, cum pun așa? N-ai să pun, dacă tot pun motorul! Așa, cu ce mai trebuie? Ah, gasolina. Bânzâna, ai pus bânzâna. Da, am pus, așa, și baterie, bateria așa. Bateria de Crăciun. Da, m-aș duce până la păianjen, dar la mă bate. Unde-i carnea păianjenul? Era în bucătărie carne de păianjen. Da, păi, dar teleportează, stai, să mă duc până în bucătărie, kitchen. Chiar facem sport până la bucătărie. Da, și unde e asta? Așa, nu, asta e de bucat de pușcă. Ah, păi că fac asta dacă nu găsesc, știi? Carne de păianjen. Carne de păianjen? Da, așa. Și acum mai era una, nu știu unde era, front room? Hai să caut, că nu mai știu unde era. Hai să caut pe aici, nu știu unde era. Nu. Aici nu cred că găsești. Mai era o bucată de pușcă, dar nu mai știu pe unde. O bucată de pușcă, nu știu. Aici e bucată de așa, zi în plus. Cheie. Îmi place cheia asta. Dar nu-mi place Playhouse că sar. Playhouse key. Nu-ți place? Unde-i jump-ul? Nu-ți place în Roblox mode? Nu. Playhouse key. Okay. Mă ai luat-o, iau-o. Na, mă duc până afară, stai puțin. Transportă-te în backyard. Și sar de aici, fă-i hopa. Așa. Și du-te aici la căsuță. Așa, v-am căsuță. Cu cheia ta de Yatagan. Așa, să pun roata. O, avem rotița, da. Așa poate ies din casă. Nu-i sigur. Mamă, cât e zala! Da, ce mare. Dar e foarte fain așa să te teleportezi. Vine Groanin la tine, imediat fugi. Da, stai să omor. Cred că s-a trezit. Kill Groanin. Uite, teleportează-te în bucătărie. N-ar trebui. Stai, mai bune, pus să teleportează-te dau... în bucătărie. Cursa asta stă în sus. Mie nu mai trebuie carnea de păianjen. Nu mai trebuie carne de păianjen. Ajung. Stai puțin, am șocanul. Stai. Vă ții de vorbă. De ce? Așa. Că aici în jos n-am fost. Șofie aici. Da. Ce e asta? Bucată de pușcă. Așa, și mai era o bucată de pușcă. Ok. Trei părți are. Bun. Bun, hai să-mi ducem în garaj. Ne garajăm. Îmi place. Așa. Și mai era, Auna, nu mai știu unde am văzut-o. Nu mai știu nici eu, cocolișilor, vă știți? Na, hai să mă duc sus. Oare upstairs. Era sus, printr-o cameră dintr-aia? Front room. Ce ușa asta? Care e asta? Asta e aia de jos, de la o intrare. Așa. Ia să văd dacă deci, e... la bucătărie ne-am uitat, nu? Aici, în ăsta, dulapul ăsta. Dulapul mare. Nu. Te-ai uitat în dulapul ăsta? Nu. Nu-i nimic, da? Aici e poză. Ne-am uitat aici, nu-i nimic. Ok. Na, hai să verificăm pe unde este. Păi ce pe undeva este. Cred că poate la etaj, în camera aia, cu mama Slendrinei. Ah, ok. Aici te-ai uitat mai înainte. Da. Bun. Și unde e etajul? Care e? Batru? Baia. Upstairs. N-am văzut baia. Uite! Poză! Pe Moș Crăciun. Asta o cotam. În toaletă se ține. Și o roată aici. În caz de nu vă merge frigiderul, se păstrează în toaletă. Cel mai bine. Și du-te la Spider Room. Unde e Spider Room? Aici. Așa. Citare. Acum dacă nu te superi. Așa. Ah!
Auleu, ce verde pe aia, nu să nici măcar nu l-am văzut. Este decorat de Crăciun. Ok. Și acum poți să pleci fără să te... Unde bachiar, bachiar, bachiar? Bachiar. Nu mai face nicio mișcare, Felix. Stai că nu aici trebuie, în jos de tot. Ah, în garaj. Garage, grunge. Așa. Ce trebuie să facem aici? Vezi, o mai chiluiești pe Groaninic, s-ar putea să vină Elsa. Elsa! Elsa, unde ești? În povești? Na, așa. Acum, unde am găsit carnea asta? Unde am găsit-o? În baie? Da, în baie. Unde e baia? Bathroom, aici. Na, că aici era o roată. Ei, ai văzut-o? Da, 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 da. Și da, acum da. Te duci în backyard. Așa. Și după ce pun roțile, da? Da. Era undeva un copucat de pușcă, trebuie să iau chestia cu șurubelița. Ah! Unde, că e atât de albă ca zăpadă. Așa, 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 ca Elsa. Oh, bun, am văzut-o pe Groaninii Elsa. Dar și am văzut-o și Barbie. Ah, nu trebuie mi-ar asta. Mi-ar plăcea să o mai văd albă ca zăpada. Aha. N-am văzut-o albă ca zăpada, nu? Nu, îmi trebuie două lucruri, n-am cleștele. Da. Unde este? Cu cheat-uri. Span room aici, așa, să mă duc puțin. N-am găsit creștele. N-am găsit camera. Fain închisă. Ne-am dus aici, ne-am blocat. Patru. Îmi trebuie două lucruri. Ori ca să găsesc pușca, da? Da. Ori ca să găsesc altceva. Du-te în camerele astea două, că s-ar putea să fie pe aici. Ori creștele și pușca. Uite pușca. Da, 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 da. Așa. Și de ce ai nevoie de pușcă? Ca să dau chestia aia de jos cu șurubelniță. Ah, ok. Bravo! Eu am auzit-o pe Groani! Și eu am auzit-o. Pe Elsa, Groani. De fapt, pe Groani. Elsa. Și acum unde dau span room? Bun. Nu, stai, nu, bathroom. Upstairs. Nu, upstairs nu mă dă chiar așa sus. Da, da, aici te dă. Pe hall. Ok, și acum? Asta mi-e ținta mea? Da. E bine? Bravo! Bun, viața e faină. Și aici ne dă șurubelința și așa. Ce facem? Stai puțin, cum o iau? Ah, ce greu. Mai țineți minte că mă da. Gândesc și acum, cum ajung jos? Ce e jos? Te duci la basement. Room. Basement. Mai sus vreau. Ah, upstairs. Nu, okay. Bathroom. Nu, basement. Și așa, ai bun aici. Aici, vezi cum am zis eu. Bun. Butoaiele de Coca-Cola. Așa. Se ajungă lucrurile. Așa. Și acum eu n-am găsit cleștișorul de luat mustața, profa de fizică. Avea. Poate găsim aici. Era acolo ceva pe rafturile aia, nu știu. Chiar nu m-am uitat așa cu atenție. Că dacă nu găsesc cleștere, n-am cum să iau ceva. Da. Asta ar putea să meargă și fără. Ba nu, mai trebuie o chestie ca să puneți mașina. Bun, saiful. Hai să vedem ce găsim în saife. Ia să vedem în saife. Ce găsim? Manivela, nu? Jocul mi-e greu cu cheat-uri. Mai trebuie un singur chestie. O chestie așa... O chestie așa care să dau... O lingură? O chestie așa care să dau la mașină. Nu știi? Cleștele, uite, cleștele pentru tăiat mustața. Da, bun. Bun, dar putem să ieșim și pe ușă, nu? Dar nu vreau! Vrei cu mașina, că de-ai te chinuit. Da. Eu zic să o mai omor puțin pe Elsa. Stai puțin. Că s-ar putea să vină. Uite asta, asta. Și am ieșit. A, chestia asta. De ce o fi asta? Cum se cheamă? Cheie din aia așa. Drop. Batru, da, ok. Garaj. Garage. Da. Hai că fac o clonă. Stai, kill. Faci o clonă? Și fac o clonă. Ah, ok. Așa. Dragă Elsa, ia uite cum evadăm noi din casa ta, pentru că Felix este un gamer și se pricepe aici. Cituri? Cituri? Părăsca a venit și în rândul nostru să folosim cituri, că după... Ah, femeie, nu mai așa, că nu... Scoate dinții, scoate dinții. Mă, deci dacă vă, băieți, dacă sunteți pe aici așa, dacă vrea o fată să vă dea țuc așa, nu o lăsați, zice, fată, spală-te înainte, ești nebună. Uite, facem următor. Tu te speli unde cu Dorana? Tu te speli pe din cu Dorana, așa faci, știi? Hai, da, să fim serios. Vine după mine, îi place de mine, știu că-s fain, dar na. Unde-i cheia? Acolo, e cheia de elf. Na bun, și acum ce fac? Na, Groani. Ce, vrei și tu să vii cu Groani, pot să spun că dacă ți-ai schimbat dinții și ți-ai pune pupile... Chiar ai fi superb. Ai fi, dar acum uite și tu cum ești, știi? Și... Aveai și tu o șansă să vii cu noi în mașină. E putea să fie o întâlnire de vis, dar așa trebuie să rămâi acasă. La corp arăți așa mai solidă ca mama multor colegi care am avut. Da, arată bine. Uite și tu, arată bine, are și clepsidre îmbrăcată și cu culoare frumoasă, are și păr lung împletit într-o coadă superbă. Să-ți văd coada, dar nu vrea să-i văd coada, ea nu mă pierde din ochi. Din ochi ea, fără pupile. Bun. Hai să intrăm în mașină. Da, până îți faci rost de pupile. Dar știi care e faza? Eu nu pot doar o singură femeie să mă aștepte. Vrei mai multe? Da. Aoleu, așa. Câte așa. El se avem aici. Așa, să nu o singură femeie. Stai puțin, nu mai pot să trec. Cristina, nu mai pot. Nu mai pot. Prea Cristina. Cristina, nu mai pot. Lăsați-mă, vă rog. Am prietenă.
dă-i tu, tu și față spate cumva. Așa. Așa. Dă-i tu. Dau eu? Da. Dă-i tu. H. Da, dau tu. H. H. Ăla de spate care? G. Lasă că fac așa. Nu știu de care. Așa. De care? Dau cu mouse-ul. Dă-i tu, dă-i tu cu mouse-ul. Ești tu, Cristina. Scoate-mă că sunt prea multe femei aici. De back. Ok, încercăm să scăpăm de Elsa, că sunt prea multe Elsa. Oh, așa. Stați să vedeți la sfârșit cum se uită toate Elsele la noi. Uh-huh. Ia uite-le. Oh, nu pleca Felix, că m-am îndrăgostit! Pa, Elsa! Ai dat mult pe machiaj. Cereți bani înapoi! Vă mulțumim foarte... Mulțumim foarte mult pentru vizionare! Nu uitați să lăsați un cocolai! M-am simțit chiar foarte bine! Ați văzut că ne-am jucat foarte tare, n-am făcut deloc mișcare, numai ne-am teleportat, dar așa se face în jocuri. Noi când mai o să mai apare moduri fine în care da. Groan este atât de frumoasă încât nu putem să ne oprim, o să mai le punem! Da, ne vedem data viitoare! Pa!